Salut tuturor, sunt Radu și bine ați venit la un nou episod din Tech7 când comentez cele mai importante știri despre tehnologia ale săptămânii. Sper că se aude bine pentru că folosesc un alt microfon. Dacă da, să continuăm. Aș spune că cea mai importantă știre acestei săptămâni a venit de la Ford Craiova care a anunțat că va construi în România un al doilea model. Haideți să vi-l arăt și pe ecran. Nu se știe încă ce model va fi, dar va fi o mașină mică, un crossover, spun ei, poate pe platforma EcoSport. Discutabil aici. Sunt curios ce anume ar putea fi. Eu mă gândesc că fie ceva derivat din Ecosport, deși pare chiar și mai mic decât acesta. Dar ar putea fi poate o extindere a producției de Fiesta Active în România. Vom vedea la momentul potrivit anunțul. Momentan mă bucură faptul că fabrica se extinde, pentru că asta înseamnă investiții mai mari în România, noi, fabrici adiționale care vor veni, vor construi în jurul Craiovei pentru a furniza piese și desigur multe locuri de muncă în plus. Acum, o altă știre este asta cu Uber care a ajuns la un milion de, utiliză, de utilizatori în România. Mi se pare o cifră foarte mare, eu nu mă așteptam la asta, credeam că sunt câteva sute de mii. Se schimbă un pic lucrurile, nu? Adică vin vremuri interesante. Practic în momentul acesta taximetriștii protestează în capital împotriva Uber și cu un milion de utilizatori, cred că e ceva mai greu pentru autorități și politicieni să interzică direct Uber și să nu ia în considerare și vocea lor. Și aici vom vedea ce, ce se va întâmpla și ce rezultă în continuare. Acesta a fost utilizatorul cu numărul uh, un milion. Femeia a primit un tort, a primit niște curse gratuite, nu știu, treaba e. Oarecum tot pe partea asta de livrare, am văzut lansarea oficială a serviciului Glovo în România. Este un, o firmă de curierat care le poți cere să transporte orice. Ei spun că vor începe cu uh, mâncare. Scrie pe aici niște restaurante cu care vor colabora. Au recrutat un șef de la EMAG și Fashion Days. Vedem ce va fi în continuare. Și cred că o altă știre foarte importantă a săptămânii este cea despre GDPR, care veni ziua Z, practic s-a lansat 25 mai astăzi GDPR-ul. Eu am scris pe blog ce am făcut eu, aș vrea să vorbesc însă acum despre zecile de e uri primite zilele acestea de la diverse companii, agenții de PR, um furnizori, clienți, în fine, tot ce a fost de-a lungul timpului, care îmi spun că vor să continue să îmi trimită notificări și eu trebuie să fiu de acord cu asta. Din câte știu eu, nu este nevoie să trimit aceste cereri de reconfirmare, să le spun, pentru că GDPR-ul vine la pachet cu niște noțiuni de bun simț, și anume, una dintre ele este cea al interesului legitim. Cu alte cuvinte, dacă eu m-am înscris în trecut la newsletter unui magazin online, sau unui hotel, sau unui alte companii, înseamnă că iau un interes legitim să-mi trimită în continuare notificări și nu trebuie să le accept din nou acel newsletter, mai ales că foarte mulți folosesc sistemul dublu de verificare, adică mă înscriu pe site-ul lor la newsletter și îmi trimit unul prin care îmi cer oricum confirmarea. Deci au dovezi anterioare că mă înscrisem. pot să-mi trimită direct newsletterul, nu trebuie să avem acum spamul acesta cu vrem să comunicăm și după ziua Z. Interesul legitim are multe forme. De exemplu, tu, ca furnizor, ai un interes legitim să-ți informezi clienții despre alte oferte. Tu, ca și companie, ai un interes legitim să informezi jurnaliștii sau blogării despre diverse noutăți. Nu trebuie să le ceri din nou confirmarea că sunt de acord să îți primească aceste informații, trebuie doar să le dai ocazia să spună nu dacă nu le mai vor sau așa mai departe. Aici s-a făcut foarte mult spam, culmea trebuie să trec acum prin zeci de e mail ca să verific ce s-a întâmplat cu acestea, pentru că din ce am văzut în textul unora pare nu o să mai trimită comunicate sau informări în viitor dacă nu scriu personal că da, sunt de acord să le primesc și nu vreau să ratez diverse știri. În fine, ăsta e gdpr în România, o lansare cam dubioasă, la apă, nu avem ce face. Între alte știri însă, aș spune că a distrat una de astăzi care spune că Alexa, asistentul Amazon, a înregistrat conversația unor oameni într-o casă și apoi a trimis acea conversație privată cuiva din lista lor de contacte. Și toată lumea s-a întrebat, ok, cum s-a ajuns la așa ceva. Și Amazon a dat explicația și a zis că dispozitivul Echo, ascultând conversația ambientală, a crezut că a auzit termenul Alexa. Și apoi tot în conversația aceea ambientală, ce-or fi vorbit și oamenii aceia, a crezut că îi se cere să înregistreze conversația, apoi a crezut că îi se cere să o trimită cuiva și culmea că a cerut mereu confirmări la fiecare pas. Adică a zis, ok, cui vrei să trimit conversația? Și din ce vorbeau oamenii aceia în casă în continuare? Cumva a recunoscut sau a crezut că recunoaște numele unui contact și a zis, ești sigur că vrei să trimi la acel contact? Și din ce vorbeau oamenii aceia în casă? A crezut că a înțeles, da, trimite și a trimis. Se întâmplă, e așa ca un lanț de, mă rog, o situație foarte rară, dar asta e. da, și te ascultă și Facebook să-ți dea reclame, evident. Bun, asta a făcut Alexa în alte știri. Samsung trebuie să pătească către Apple 539 de milioane de dolari pentru că a încălcat niște patente de la acestor. E un proces foarte vechi, din 2011. Foarte bine să dea banii. Tot pe partea de telefoane, Essential a anunțat că nu va mai produce un al doilea model și că probabil se va vinde. Deci Essential este o companie începută de Andy Rubin, un unul dintre fondatorii Android a venit cu acel telefon Essential Phone care mi-mi se foarte bun. Era un model cu carcasă de ceramică și titaniu, hardware bun, dar a avut foarte puțin succes pe piață. Țin minte, în jumătate de an vânduse 80.000 de bucăți, ceva așa, o cifră infimă și acum a anunțat că nu poate continua genul acesta de business și că se va retrage din el. Oarecum pe partea de Android mi-a mai plăcut săptămâna aceasta, am văzut acest articol de, pe urbergismul în care spun ce noutăți vor fi în Android 9, Android P. Scurgeți la ce va veni acel P. Um, diverse noutăți, diverse funcții, unele dintre ele erau deja implementate de uh, producători în interfața lor proprie. De exemplu, sunt pe aici nu știu, smart reply notification, adică să poți de acolo să zici câteva cuvinte și astea erau deja ce obțin eu le -am pe telefon. Mai interesant însă este această funcție a unui nou sistem de navigare prin interfață. Practic se folosesc doar gesturi. Este un sistem este un sistem asemănător cu ce face iPhone X în acest moment și va schimba destul de mult interacțiunea cu Android pentru cei care vor activa acest sistem, pentru că cred că va fi opțional. Ideea este că ne apropiem tot mai mult de telefoanele care au ecran de sus până jos și nu mai au nici măcar acele butoane virtuale în partea de jos. Practic vom avea doar ecran util și tot controlul va fi din gesturi, stânga, dreapta, swipe și așa ceva. Tot pe partea de Android HTC a anunțat u12 plus, este telefonul lor de top pentru 2018, eu l-am văzut într o Scurtă ceremonie secretă înainte de lansare. Pare un telefon foarte bun, hardware performant, au sistem hardware audio bun, au camere foto care promit o calitate bună a fotografiilor și câteva efecte. Salut, Darius! Și îmbunătățirea sistemului Edge Sense, prin care am și cred și o animație aici. Prin care doar strângând telefonul în mână poți declanșa niște gesturi. Aici am filmat eu cum la o strângere scurtă se deschide camera foto și la o strângere lungă se aprindea lanterna. Așa era setat el. De asemenea, mai poți apăsa două ori pe lateral și se deschide un meniu acolo pe ecran. O funcție pe care HTC au avut-o și anul trecut în modelul lor. Acum o vor continua și să vedem cum va sosi pe piață telefonul. Eu am fost la uzina Dacia Mioveni și am scris un articol despre cum se fabrică și motoarele, pentru că pe lângă partea de fabricare, de producție de mașini, am văzut și secția de motoare, caroserii și șasiuri, cum se cheamă. Am scris cum se fabrică motoarele. Ce este interesant aici este că ei fabrică 930.000 de motoare pe an și marea lor majoritate pleacă la export, pentru că mașini pe benzină în România se produc mult mai puține. Motoarele lor ajung în foarte multe fabrici din Europa și din lume. Cel mai popular este acest TC90. Și am scris acolo cum se fabrică. Practic, uzina pornește de la lingoul de aluminiu, are turnătorie proprie și merge până la motorul final cu foarte mulți furnizori din România pentru diverse piese sau subansamble. De exemplu, turbinele vin de la Turbomecanica din București, în militare acolo. Citiți articolul pe blog dacă vreți să vedeți mai multe detalii. Acum, eu am petrecut două zile în rafineria Petromidia din Năvodari. Au fost două zile foarte interesante. Cred că sunt singurul blogger care a intrat acolo cu autorizație de a fotografia și filma tot ce își dorește și am profitat din plin de ea. Deci două zile m-am plimbat prin rafinerie. Am fost inclusiv pe mare, la 9 km pe mare. Este un geamandură, un terminal prin care intră petrolul în rafinerie acolo trage petrolierul în larg. M-am suit pe ea, am văzut-o din toate unghiurile. Am venit și cu suveniruri despre care spuneam că mi-aș dori să l am. Aici este țiței. Nu petrol, deoarece petrolul este o substanță ce se obține din țiței. Asta este ce intră în rafinerie, cum ar fi. Arată așa pentru că încă nu l-am destupat din punga asta. Trebuie să găsesc un recipient deschis la culoare ca să se vadă mai bine și îl voi ține drept suvenir nu mi-am îndeplinit visul de a pune în mână să văd cât de fluid e, cât de vâscos, ce textură are, pentru că este foarte greu de curățat, dar voi face și asta în momentul când fac rost un recipient, îl voi uh, da un pic pe mine pestea și uh, trebuie să mă pregătesc însă cu un solvent bun după aceea ca să pot să-l și curăț. Am uh, învățam multe la rafinerie, foarte multă chimie, n-am mai auzit de atâtea formule și reacții și catalizatori și termeni precum piroliză, uh, în fine, multe altele din liceu, când am făcut ultima oară chimie. Acum știu ce este acela metil, terț, butil, etil, o benzină cu cifră octanică 115, foarte bună pentru a se amesteca cu alte benzine și ca le obține pe cele de 98 sau de 100, în fine. Sunt multe de povestit și cred că vor ieși multe articole de acolo, pentru că atât de mare cum este o rafinărie, face foarte multe lucruri interesante acolo. Cam acesta a fost episodul de astăzi, mai este că um, cei de la Uber Eats, care s-au lansat, cum o săptămână, îmi trimiseseră un voucher de comandă, ceva, nu mai știu ce valoare avea. Și vrem să-l dau astăzi în acest live. Când l-am căutat acum înainte de live, am descoperit că l-a aruncat Matilda la gunoi. Așa că cineva dintre privitori rămâne nemâncat. Pare rău. Ne vedem săptămâna viitoare la o altă emisiune. Salut tuturor și mulțumesc că v-ați uitat!